100 de elevi ai Colegiului Național Bogdan Petricei cu HD au ajuns încă de la primele ore ale dimineții în tabăra de sculptură de la Măgura. Peisajul care i-a întâmpinat le-a lăsat un gust amar. Pe lângă statuile Unicat se aflau la tot pasul urme ale trecerii zecilor de amatori de grătare care au luat cu asalt zona în mini-vacanța de Paște. Înarmați cu mânuși de protecție și saci de gunoi, elevii au curățat întreaga zonă. Este o felul de lucruri. De la 20 sticle până la Pampers. Au fost foarte multe ambalaje, vreascuri de la grătare. Era mult gunoi? Da. Am găsit foarte mult. Noi doi am umplut aproape 2 saci, iar colegii noștri încă pe atât. Ce fel de gunoi erau pe jos? Plastice, erau și sticle, aluminiu, toate felurile. Și cum se pare gestul celor care au lăsat în urma lor gunoi? Foarte nepoliticos, nu au grijă deloc de natură și ar fi foarte urât ca dacă toată lumea ar face așa ceva. Și este o activitate foarte frumoasă. Este o experiență foarte frumoasă, după părerea mea, pentru că ajutăm la curățarea mediului și la înfrumusețarea țării noastre. Și mi se pare foarte urât gestul celor care au putut să lase gunoaiele în urma lor. Ce înseamnă pentru natură și pentru locul acesta faptul că, uite, este împânzit de gunoi? Este foarte dăunător și cred că acțiunea noastră a fost una foarte benefică. În doar câteva ore s-au adunat sute de saci plini de sticle de plastic, pungi, doze și chiar scutece de unică folosință. Asta chiar dacă în zonă sunt amenajate tomberoane de gunoi. Toți am fi preferat în această zi minunată să fim murând în altă parte și să facem multe alte treburi. Însă, din păcate, a fost nevoie să fim aici, să adunăm 10 de saci de gunoaie, resturile rămase, după aș îndrăzni să le zic turiști, după sărbătorile pascale din tabăra de sculptură Măgura, unde ar trebui să fie un loc toți să ne bucurăm de el, ar trebui să fie o zonă unde să venim și să mergem în liniște, să ne plimbăm, să admirăm operele de artă, slavă Domnului, nu sunt puține. Este un loc unde ar trebui să petrecem ore bune, da, în familie și ia cătă că a fost nevoie de o astfel de acțiune coordonată a Muzeului Județean Buzău, a Consiliului Județean Buzău, a Colegiului Național BPHD din Buzău, care trebuie să le mulțumesc pe această cale pentru că au răspuns din prima solicitării noastre. Tabăra de sculptură în aer liber de la Măgura este unică în Europa și conține un număr de 256 de statui cioplite în sâncă albă, extrase din carierele de la Ciuta. Sculpturile au fost realizate de reputații artiști plastici români în perioada 1970-1985. În ultimii ani, pajiștea care găzduiește complexul expozițional a devenit locul de petrecere al buzoienilor amatori de grătare la iarbă verde.